Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Nu este cea mai ușoară lună care urmează, când schimbările dorite s-ar putea să nu se producă atât de repede pe cât i-ai dori. Dar nu intra în panică. Dacă ești pe drumul cel bun, mai 2023 îți va oferi câteva oportunități bune. Până pe 16 mai, Jupiter în berbe continuă să-ți ofere oportunități de extindere a domeniului de activitate. Această planetă norocoasă se va alătura apoi lui Uranus, Mercur și Soarelui în Taur. Această tranziție ți se poate părea dură, deoarece cu siguranță va pune capăt minunatului impuls care te împinge să faci schimbări în zonele în care aceste schimbări sunt atât de necesare. În loc să renunți sau să te resimți pentru eșecuri, Privește situația din exterior, profită de întârzierile acumulate pentru a rafina propunerile care ți vor fi fost prezentate recent, proiectele tale pot fi aprobate de cei care le-au respins anterior, pentru a reuși, dă-le timp să se gândească la lucruri, mai degrabă decât să acționeze ca și cum ofertele ar fi deja încheiate. Cu cât asculți mai mult părerile celorlalți, cu atât mai mult vei urma calea cea bună. Dragoste! Până pe 7 mai, totul este bine, atunci flacăra pasiunii va începe să se stingă, ești cuprinsă de un sentiment de singurătate sau poate de deznedejde. Pe 21 mai, Martin Leu te încurajează să preiei conducerea, din păcate, este posibil ca rezultatele să nu corespundă așteptărilor tale, de aceea va trebui să schimbi tactica. Sfat! Succesul tău constă în capacitatea ta de a asculta punctele de vedere ale altora. Acceptă această provocare și vei fi plăcut surprinsă de calitățile inerente unor persoane. În luna mai, biopotențialul este moderat ridicat, dar acesta nu este un motiv pentru a renunța la efort fizic fezabil și la o odihnă bună. De asemenea, ar trebui să-ți diversifice dieta cu fructe și legume. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!